jos. Ok. Ce poezie azi pentru tine? Pentru mine, personal? O modalitate de a mă exprima, ca să vorbesc așa cu un clișeu. Dar eu cred că e o etapă către proză. Așa aș vrea. De fapt, proză dorești să scrii? Da, mi-ar plăcea să scriu proză. Și de ce nu scrii proză? Pentru că nu pot încă. Dar, nu știu, poezia mi se pare cumva rezervată unui cerc foarte select. Și nu e vorba neapărat numai de public. Încă pur și simplu e foarte esențializată. Și mie îmi plac foarte mult poveștile. Și dintotdeauna am preferat lectura unui roman lecturii unei poezii. Cam asta. Și poezia are vreo putere astăzi? Nu știu, nu cred că are vreo putere. Cred că îți oferă eventual o anumită stare, dar nu poate să dureze. Adică nu știu dacă atunci când citești o poezie, starea respectivă durează mai mult de, nu știu, câteva minute după, sau hai să zicem o zi. Dar când citești un roman sau, în fine, ceva, o narațiune, se prelungește, pur și simplu, povestea în sine sau, nu știu, anumite detalii pot să persiste. Plus că se referă foarte mult la cotidian, proza. Așa că, în momentul în care ți se întâmplă ceva sau auzi o chestie, poți să te amintești foarte repede. Auzi, mersi! Recit un fragment într-un poem, dat fiind faptul că și timpul este scurt. Toate femeile de care mă îndrăgostesc ajung rău, de parcă liniile din palmele mele se termină în palmele mele. Da? Ce e poezia azi? Formă de a comunica cu publicul. Nu. O formă de a comunica cu un public restrâns, dar elitist. Atât da? Așa, are poezia vreo putere? Are oarecare putere. E drept că nu o mai are pe cea din trecut, când era o formă de protest împotriva puterii, împotriva multor altor lucruri, o armă. Dacă e să mă gândesc la Mircea Dinescu și nu numai. Însă astăzi, eu nu știu ce e poezia, dacă stau bine și mă gândesc. Tu când ai folosit ultima dată puterea poeziei? Am folosit puterea poeziei ultima dată când am cucerit o fată. Părinții mei au cântat să străduiesc. O să-i găsesc mormântul după crucile proaspete. Câinele alb adormecă mâinile tatălui nostru pe numele ei. Părinții mei au adus în casă un busc. Eu îmi duc imens spunsul. Este intuiția celor rechemați în sus. În procesiunea vulpilor, cismele rămân în sus. Părinții mei au cântat un busc.
Mai sunt urme care duc spre casă. Merg cozile înainte. Părinții mei așează pe pragul meu un vârf. Dumnezeu a înghețat într-un loc, când cel mai mic dintre noi s-a îmbătat cu rachid de vârf. Iarna, tătarii au aruncat un ochi spre mare. Înseamnă poezia azi. Ce mai e poezia azi? Pe locuri coște de floare, pe locuri piramidă, pe locuri vorbe bine așezate. Pentru mine personal e o modalitate sigură de a fi aproape de ceea ce mi-e foarte drag, ceea ce mi-e foarte mult. E o telepatie, poezia e telepatia mea cu locurile de Paștina și cu prietenii, cu Aida. Este limba noastră. Mai are putere poezia asta? Limba noastră cea de toate zilele. Sunt câteva nume, sincer, puține. Tu când ai avut ultima dată senzația că poezia are putere? Când am avut ultima oară senzația? Da. Azi dimineață când mai citai Ida Hanciu un poem. Poezia azi? Cred că pentru fiecare altceva. De fapt, poezia fiind un bun simbolic, fiind o entitate imaterială, sensurile ei depinde foarte mult de interpretarea fiecare. Deci pentru fiecare altceva, cred. Și mai are azi poezia vreo putere? Uneori cred că da, alteori cred că nu. Nu știu, sigur, e o întrebare la care e foarte greu de răspuns. Cred că ar trebui făcute mai multe lucruri pentru ea. Și pentru... De fapt, marea problemă a poeziei e că ea trăiește într-o mare de prefăcătorie poetică, de fapt. Și atunci poezia adevărată nu se prea aude. Când ai folosit ultima dată puterea poeziei? Tu, când nu, ai simțit că ai folosit? Cred că în câteva dintre textele mele am făcut-o și poate cred. Uh-huh. Mulțumesc. Voi citi un poem din volumul Ursul din Container. Capitolul 20 din Ursul din Container se numește Jigodia disperată în care a sperat mama. Mama nu va uita niciodată cărarea spre leagănul în care mă vântură uitarea, spre leagănul de piatră în care zac, zdrobit, ca un pitic, copilul cel mic, jigodia disperată în care a sperat mama. Mama o să-mi aducă mereu de băut. Mama o să mă ducă în brațe spre sud. Mama o să-mi dea mereu timp de gândire. Mama o să-mi vorbească mereu în amintire. Mama o să fie mereu jumătatea bună a sufletului meu. Mama o să mă învețe să cânt frumos și voi reuși. Mama o să mă învețe gândurile ei ca niște jucării. O să le deschid în fața mea și eu o să râd. Mama o să se întindă pentru mine la pământ ca să audă pașii terfeliți ai copilului său. Mama se va ruga pentru mine lui Dumnezeu. Mama mea va rămâne mereu jumătatea bună a sufletului meu. Și mama o să inventeze o bombă atomică pentru mine. Mama o să mă lămcere tandru în submarine. Mama o să arunce în aer World Trade Center a doua oară ca să văd eu pe viu sub producția, să am eu reluarea. Mama o să mineze marea amintirilor colective cu imaginea mea. Mama o să bage versurile mele în manualele luptătorilor Al-Qaeda. Mama o să mă ascundă în munți și va pune mașinile morții și femeile la dispoziția mea. Mama o să mi se ascundă în venă, tânără și halucinogenă și va pune mașinile morții și femeile la dispoziția mea. Vom trăi în centrul lumii, care e durere, pe o stea și va pune mașinile morții și femeile la dispoziția mea. Vom trăi îmbrățișați în stomacul lumii, în fiere și va pune
mașinile morții și femeile la dispoziția mea. Foarte scurt, nu foarte lent. Sunt interesat de cei care nu sunt invitați la acest colofi și sunt în public. Există ceva? Sunt. Da. Toți suntem așa. Atunci, urmați. Roșu. 18 august 1991. Bunica mea cumpăra halate și mărgele dintr-o consignație de la obor, când inima ei a încetat să bată, ochii rece ai bunicii încă fixau o pereche de ciorapi vicra. Pe stradă, oamenii toți treceau sacoșele pe partea stângă. Răsuflarea rece a comunismului le ridica părul pe ceafă. Maică-mea zâmbea tâmp la gândul că mă nasc liberă. O adolescență de geamuri și uși. Poezie, să zicem, am început să scriu pentru că nu mi-l aminteam pe tată. Iume se așeza pe marginea canapelei, cu pail roșu între dinți, o vie dovadă a preocupărilor stranii din spatele ușilor. Îmi era ușor teamă uneori. Când am scris primul poem, tata a redevenit tipul prietenos, cu mustață, multă ciocolată și suc cu bule. Roz. Iume cade pe gândul o vreme, între coapsele ei strânge un ghem cu fos și andrele. Dovada preocupărilor stranii din spatele ușilor îmi era ușor frică. Primele cuvinte îngrijite au făcut dragoste cu mine până târziu. O adolescență de geam mi s-a spart în creier atunci, dovada preocupărilor stranii. Iume s-a descălțat la intrare, din acest motiv o iubesc. Mă ține în brațe ca pe un alt ghem pufos. Iume nu vede culori, Iume aleargă iarna după fluture albe. Primele patru versuri m-au rostogolit pe podea. Tata mi-a spus, când o să fii mare, ar trebui să te faci cu minte. Dovada preocupărilor stranii, din spatele ușilor, uneori, îmi era ușor, da. Poezia este o formă de comunicare, în primul rând. Și presupune un receptor. Atât. Okay. E o altă formă, another form of life. Pe ce are specific față de alte forme de comunicare? Încearcă să îmbine înțelegerea, cognitivul, cu ceea ce numea, la un moment dat, feeling, feeling, simțire. Spune care e puterea poeziei azi. Dacă mai are vreo putere poezia. Poate îndoioșa. Poate bucura. Nu poate îmbogăți decât spiritual. Și zic ok. Și cam atât ce poate să facă poezia. Poate să încânte. Săptămână și se face anul de când dragostea și-a înfipt alicele otrăvite în grumazul strâmb al darului. Azi ea se oprește pe retine și pelicule abia developate și se dizolvă în cafele. Ultimul drog, ultimul, ultima dată. Mai e o săptămână și ne gândim la ea sub cămășile noastre din buscoză și îi purtăm un fel de bandaje cusute direct pe piele. Simțim câini și bărbați adulmecându-ne. Ei vin uneori, se apleacă deasupra noastră, atât vin, atât la aniversări și mai triste decât asta. Am rămas în locul ei, cu ochii îngropați sub farduri ca semințele de iarbă sub straturi germanoase de pământ molisol. Anul ăsta a trecut ca un frison înainte de boală și mă simt boțită sub pântecul unei darle fericite. Mă simt ca o rochie de pânză de sac pe care a luat-o o vreme, acum e lepădată pe spătarul scaunului tău, o să revii și o să transform într-un costum de statie și vom fi fericiți ca atunci, prima dată. Astăzi telefoanele tale vin într-un șir de amintiri cu pântece pline de copii. Unul va fi al tău, unul ar fi fost al tău și azi te puteai plimba fericit prin Cluj cu altă fată și eu mă puteam simți încă mai mică decât toate mobilele și m-aș fi urcat încă în pat ca într-un carusel cu care mă învârt până ce stomacul mi se transformă într-o minge de apă. Acasă, dar la schimbă cearșafurile după fiecare împerechere a părinților ei, simt că șampania aia care țâșnește din corpuri ne năclăiește pe toți, ne face să ne trezim cu coapsele un pic mai greu de dezlipit și pălmile mai moi, mai adezive, plicuri în care trimit scrisori calomnioase și cântece pe care nu le vom mai auzi, nu le vom mai trăi, n-am avea cum, și dar la simte la fel, iar între măselei lucește o capsulă cu cianură. Sub jachete din vinilin, Helanca din Vicra, maiul din bumbac, frumusețea ei crește ca o liană de care mă agăț ca să intru peste tine,
Să te găsesc într-o casă pixită de bibelouri și fiecare bătaie a inimii mele să echivaleze cu un seism. Și oasele ei sunt bibelouri antice, o să te găsesc îngropat într-o femeie de porțelan. O să revii și mă simt fericit aici până merg plină de fiori și de grață spre castel, până supraviețuiesc cu genunchi lipiți de piept și aștept altă dragoste din placenta căreia să-mi trag serva, mă simt fericită. Dar tu nu vezi decât carnea care se stinge cu fiecare bec din casă, până la 5 dimineața când trebuie să dormi, pentru că ziua e îmbrățișare, ziua e sexul umed al fiecărui vis pe care vrei să-l domini și să-l supui. Tu nu vezi decât buzele ciobite, dinții care mestecă cioburi, fata atât de mică încât ai putea o mânca. Nu vezi decât bătrânele care privesc și seamănă flori lângă sufletul meu, ca sarcofagul reactorului din Cernobâl, greoi, fisurat, nesigur. Cum percepi tu poezia? Cam greu de concentrat, așa, o definiție sau de sintetizat. Cred că am perceput-o la fel și totuși diferit, la vârste, nu știu, radical diferite una de alta, prin esența lor. Dar din moment ce continuu să scriu poezie și continuu să citesc poezie, nu așa ca pe un moft, ci chiar oarecare seriozitate și aplecare asupra textelor, înseamnă că poezia este încă un gen care, tocmai prin misterul lui și prin faptul că nu o poți capta în ceva foarte, foarte, foarte pragmatic sau așa, rămâne vie. Și orice ai zice despre poezie, practic, sună clișeic. Dar, în fond, și la urma urmelor, chiar asta este interesant, că tindem toți să folosim cam aceleași termeni și cam aceleași concepte. Da. Mai are azi poezia vreo putere? Da, și corela cu ce spuneam înainte, evident că are. Numai că nu știm ca în unele anime-uri, nu știm să ne folosim de ea cum trebuie și atunci suntem destul de confuzi. Tu când te-ai folosit ultima dată puterea poeziei? Ca să se ducă, da. Ca să se ducă. Da. Și a mers. Este noi. Atât. Au răzut. Până mult, zgomotul ieri acoperă zgomotul fermei, atât de mic, cu marginile părâte una în alta. Doar câteva au mai rămas, ce abia atunci simt că piramide emană acest soare de aur și cât piramide în mine. Tot prin mă simt, deși doar o apărătură de margini, tot viu îmi sunt, până la piele de viu îmi sunt. Și nu e îndeajuns. Văd limbele, văd oricum. Dimineața umblă sătulă, o luagă, lumina ei atârnă de trup, îl răstoarnă, și cât piranit emană acest soare de aur, și cât piranit, peste tot. Și cum spun. Ce fel de putere mai are poezia azi? Pentru mine are o putere enormă și cred că și pentru tine. Și cred că dau o foarte mare putere, exact puterea pe care o au găurile negre. Un foarte, foarte mic spațiu, dar o densitate de aia enormă. Are. Gata, răzut. Inima în dunii, îi cioplești cu unghiera odată pe săptămână, să-ți cadă părul, cu tot cu oameni din jurul tău, să știi că pierzi în fiecare zi, în fiecare oră, perseverență, să știi că devii din ce în ce mai idiot, că îmbătrânești, că ieși pe piață, cum e să te înșele femeile din ce în ce mai des, cum e să începi
să nu-ți mai pe, cum e să înceapă să nu-ți mai pese, cum e să te rogi să dea o mașină peste tine, să plângă femeile pe stradă, cu mâna la gură, ce tânăr era, ce păcat, cum e să vezi că de iubit te iubesc doar copiii, când te joci cu ei, când le faci poftele, când le citești povești, doar atunci îți mai clipesc ochii, ei nu te mint, ei nu mint și abia atunci nu mă mai mint nici eu și îmi zic, trăgându-mi nasul, scobindu-mă în măsele, că mai merit, că încă mai merit. Cum e să povestești viața de câteva ori pe lună, să încerci să iubești tot de atâtea ori, cum e să vezi în fiecare decolteu de pe stradă femeia cu care să poți face sex și să crezi că e dragoste, cât de prăfuit sună, îmi spuneai, nu e nicio diferență, niciuna, dar sper și rămân amantul fidel al tuturor femeilor moarte din viața mea. Produs fără firmă. E un fel de tricou made in China pe care mulți dintre tineri încearcă, nu știu, să-i pună un brand, o firmă, să-l facă Nike sau Yves Saint Laurent, ca să ajung la al doilea răspuns, la al tău, ca atunci abia să poată să aibă putere poezia. Cam atât. Pe ce fel de putere poate să aibă poezia azi? Eu cred în continuare în empatizarea cu autorul și poezia e, sună așa foarte de clișeistic, rămâne totuși un bandaj care în mizerabilismul ăsta al consumismului și al contemporanismului încă ne mai trebuie. Chiar... Când ai folosit ultima dată puterea poeziei? N-am citit poezie de când am venit aici, nu știu. Aproape în fiecare seară, măcar câte un poem. Și atunci îl folosesc doar mai liniștit, indiferent cât de mult, să zicem, am băut în acea zi și cât de beat am ajuns acasă, de câteva versuri m-au liniștit înainte de somn. Poezia e un mod de socializare, un punct de legătură între cei mai tineri și un vrej, o rădăcină pentru cei mai în vârstă. Și un mod de supraviețuire câteodată. Crezi că are poezia puterea sau ce fel de putere are poezia? Cred că poezia are putere în măsura în care dă glas unei generații, în măsura în care e pe val, în măsura în care toată lumea cade de acord asupra unui stil și are o putere mai redusă, vorbește mai puțin atunci când sunt stiluri diferite și voci singulare. Nu știu, citesc un poem să-mi spun că citesc trei. Am colindat azi toată ziua galeriile comerciale. Văd în jurul meu numai lucruri. Am rămas cu gândul la ele. Îmi fac rugăciunea și Dumnezeu mi-apare sub formă de geamuri. Prea multe vorbe, prea mult spațiu interior ocupat de cuvinte și explicații și prezentări, invitații la ziua mea mușcând cu poftă din mine ca dintr-un tort. Vodafone, abonează-te acum. Ai 200 de minute gratuite după moarte. La ghi. Nu aștept nimic. Lucrurile mi se dăruiesc. În fiecare clipă în care vreau, suntem misterici. Tot ce ne rezistă e torsionarea. Spațiu pentru criză. Ce mai e poezia azi? Pentru mine e, cred că, o mică diferență față de cum o percep ceilalți. În general încerc să-mi păstrez spațiul intim și poezia nu este o formă de socializare. E rând pe rând persoana care scrie diverse ipostaze ale
coconul în care probabil crește ceva și când se face foarte mare, explodează sau iese la suprafață. Nu știu, când se întâlnește cu alte specii sau alte forme asemănătoare, probabil că se deschide. În rest, nu este o poezie comercială sau care să, are putere să iasă la... Are putere poezia azi? Da, cred că are și... Ce fel de putere? Un fel de cultivare a emoțiilor sau a gândirii unei persoane. Un fel de romantism. Când ai folosit ultima dată puterea asta? Culmea în relaționările cu persoanele cu care am rezonat. Da. Ce e poezia azi pentru tine? Aoleu. Ce mai e poezie azi? Da, ce mai e poezie? Poezia e cam tot. Nu azi, dar azi. Mai are vreo putere poezia? Din punctul meu de vedere, e o forță poezia, așa are. Ce fel de forță are? Dacă ai ști. Ce forță? Sunt câteva forțe are. Știe poezia, iubirea și acum inventez. De fapt s-a spus, nu? Că inventez pășunism apocaliptic. Și... E o forță. Pentru mine chiar a făcut miracole. Când ai folosit ultima dată puterea asta? Cred că în fiecare zi. Dar cum e o putere pe care o folosești tu sau te folosești ea pe tine? Nu, e ceva ce se așează în tine. Și nu doar în tine. Și te face cumva să vii. Te mișc, te mișc. Nu știu, poate că e și frumos. Poți să-i se gata? Mersi. De atâta inteligență nu ne mai cap pigdele. Stăm închiși aici și vorbim. De 7 zile vorbim. De 7 zile căutăm soluții pentru marea evadare. Capul tău luminează sub acele perfuzoarelor prin care gâlgâie 7-a unitate de sânge. Străzile orașului strălucesc. Lumea se întinde sub fereastră ca un covor plin cu pește aurit. Nu mă cunoști și probabil că nu auzi nimic din ce îți spun. Limbile noastre nu s-au încrucișat niciodată în infernul unde o voi ajunge iarăși, cu oasele plesnind de ciment fiind și rece. Nu mai e mult și mă vor trezi. Mă vor lăsa afară, unde în 7 zile altcineva a făcut lume. Lume în care noi, cu milă și speranță, ne lingem unul altuia creierele. Așa, foarte mult. Ce mai e poezia azi? Nu-mi doresc altceva. Tot. Nu a pierdut nimic din importanță pe care a avut. Are aceeași putere? Ce putere are azi poezia? Nu știu dacă puterea are o... poezia are o putere reală sau a avut o putere reală vreodată, da? Asupra anumitor oameni are aceeași putere. Tu ai folosit în ultima vreme? Când ai folosit ultima dată o chestie de puterea poeziei? Întotdeauna folosesc când vorbesc cu femeile. Păi la ce să fie bună poezia dacă nu trebuie să funcționeze, nu? John, la tine, ce mai poezie? Iar faptul că mă întreb despre asta e o dovadă a puterii pe care o are poezia. La tine ce mai poezie azi? La mine e bine. Are putere? Bineînțeles. Ce fel de putere? Putere mare. De ce? Ce poate să facă? Așa, da.
De ce? Nu știu ce poate să da face, asta cu siguranță. Cred că despre asta știe Costică mai mult. Costică, ce e azi poezia pentru tine? Simplu faptul că suntem aici împreună, deja e mult. Mai are vreo putere? Ce putere are? Ce putere are poezia? Asta e puterea ei? Să adună? Da, și oameni din locuri diferite, din timpuri diferite. Tu cât ai folosit ultima dată puterea poeziei? Când m-a convins să-i fac o beră, cinste, păi prin puterea poeziei lui. E bun. Când am reușit să scriu ultima dată în text. Știu, te-am amintit. E, da, corect. Mi-am amintit. Da. Ia uite. Mi-am amintit. Dar nu-i corect că tu ai auzit întrebarea pe care mi-a adresat-o Răzvan și atunci s-a pregătit răspuns. Am convenit și cu dumneavoastră. Te-ai amintit de dimineața. Răzvan venit. Și atunci când nu reușesc. Da, să se facă, da, exact. Să nu uiți. Un om singur șade la o masă joasă. Pe tăblia de brad vin și pleacă o falcă de taur, 50 de bite și un poem. Jumătate la Tosca, jumătate sângeos. De la gât în jos, omul e de ponegrit, iar în cap îi huruie o betonieră. De unes, o copilă l-a pândit între cărți. O pasăre i s-a pus dinainte, omul a trebuit mânios să o alunge. De acum era sigur, când ea va reveni, toate vor fi sub zăpadă. Și-a scufundat fața în palme, se făcea mai frig, își dorea să adoarmă. Mușterii întărâtați scrijeleau cu briceagul metri cubi de snoavă. Îl montez. Bun, hai că... Probabil ai început să filmezi, așa. Așa, spune. Da. Ce mai e poezia azi? Poezia este ceea ce facem fiecare dintre noi. Și o regândim în funcție de noi. Mai bine sau mai rău, după talentul și priceperea noastră. Nu am o viziune asupra... nu am o viziune teoretică asupra poeziei deocamdată. Încerc cu proza să fac lucrul ăsta din punct de vedere teoretic. Da, poezia e un fel de refugiu de toate celelalte lucruri. Și tu știi foarte bine lucrul ăsta, că cred că care mai aceeași funcție o are și pentru tine, zic eu. Care mai e puterea poeziei azi? Puterea poeziei nu a... Deci poezia nu a avut niciodată putere. Cu excepția perioadei comuniste, când a fost transformat în elemente de propagandă, poezia n-a avut putere. Poezia s-a adresat tot timpul unor cercuri restrânse. A fost, a evoluat așa, continuu, de când a existat poezia și până prezent. Cu micile momente în care a fost altceva, fără să își dorească neapărat poezia. Fiind, o formă de, nu știu cum să o numesc ca să nu jignesc nici pe poezii, nici așa, o formă de a manipula, să zicem. Au existat tentative de-astea din încă din evul mediu, dar tot timpul poezia a avut culoarul ei secret, care, pe care a evoluat și nu... Nu s-a întinat ca să mai știu. Asta îți funcționează tot asta cu un culoar secret? Mai funcționează, că nu este o formă de artă explozivă. Se adresează unui public restrâns. Da. Neapărat, poate e prea pretențios cum am formulat adineori culoar secret. Dar
e oricum ceva care care se adresează intimității, da. Și de curând a publicat un carnețel samizdat, care ar fi putut foarte bine să fie o carte cu isâmână, dar a preferat să nu facă. Un cristian e responsabil pentru asta. Nu, cred că n-am fi niciodată de trebuie. Eu sunt niște texte mai personale. Gerard. Sunt puternic. Puternic și tânăr. Am crescut într-un sat cu zăpadă. Cu păduri întoarse de avară, ce ajungeau până în brad. Am crescut singur și gol, cu o livadă, o cuștă de lemn și un bunic. Alb, cu senzorii răptoși, care intrau dimineață de dimineață pe ușa deschisă, până la mine în pat. Sunt tânăr, tânăr și laș. Și asta pentru că am crescut ascuns, sălbăticit. Pentru că acolo, până la școală, mergeam prin pădure. Iar la întoarcere, mirosul de fiară, de zăpadă topită cu blana mare și caldă a fiară, mi se lipea de nări ca un alt simț, care mă făcea să mă mișc mult mai repede și mai simplu pe mine. Și fiecare trecută luptă, fiecare zbor de ridiat, erau atât de aproape, încât aș fi putut mușca în ele, să mușc cu putere înainte să urmă. Erau atât de aproape și din fiecare respirație a ființelor mici și a fiarei, încât le purtam cu mine dincolo de ușa de lemn a casei, dincolo de partea ascuțită a bunicului, dincolo de mânguierile rece ale bunicii, până în somn, până în măduva visului care mă prindea, ca o rădăcină uriașă de frască ce ascunde un foșnea de șer. Sunt tânăr, puternic și tânăr. Și asta doar pentru că am văzut sângele la timpului, spulgându-se cu grijă în pământ. Doar pentru că am văzut mâinile bărbatului puternic și îndurerat, fără vlață în plecarul. Doar pentru că nimic nu s-a pierdut atunci de pomană. Și în locul acela a crescut la început un copac. Apoi s-a lăsat o mireasmă și în jurul puternic zgomot începea să se audă direct din pământ și se împrăștea ca o ceață în inima lucrurilor, în iarbă, în păduri, în insecte și flori, în lumea aceea verde, verde și luminoasă, cuprinsă de iarbă și flori. Ziua azi. O bună taie. De ce? Să ce mă oftie că ți-a răcenut? I-am dat din răspuns de asta. Serios, elaborat. Asta, azi. Toți fac miștori. Și serios? Și serios? Nu știu serios să răspund la urmă. Nu, mulțumesc. Întreabă-l că nu frumos pe Teodor Dura. L-am întrebat. Teodor? Da. Răzvan, întreabă domnișoara ce putere mai are poezia asta, nu tot pe noi. Hai că e un grăieraș cu un picioruș rost, nu? Păi nu? Da, nu, chiar nu știu ce era. Mai are putere poezia aia. O tornare. Ce? Ce putere are? De sensibilizare a oamenilor. Tu când ai folosit puterea asta ultima dată? O folosesc față de mine. Să te sensibilizezi pe tine. Și... nu știu, n-am spune să folosesc puterea asta, dar tot eu sunt cel sensibilizat de anumite poeme. Chiar și la lectură, vine câteva poeme la care pur și simplu mi s-a ridicat părul pe mână. Și asta zic că e o putere și e un lucru bun, nu? Da. Poemul se numește Vara de sfârșit de vară. Altfel, la fel. Totul se duce de râpă, clipă de clipă, cu aerul că e un act de aneantizare a tot răului de pe lume. Vara, mereu mergeam în satul acela, în care fiecare încăpere are troița ei, iar visele
nu se lasă amintite decât cât privești luna. Vară, acum, de sfârșit de vară. Din nou, puțin mai încet. Vară, acum, de sfârșit de vară. Îmi desenez cerculețe pe picioare. Prin aceste cerculețe îți vei depune din nou veninul în mine. Femeie, venin. Vară, acum, de sfârșit de vară. Femei, venim. Venim la voi numai cu sufletul plin și sunteți tot femei, venim. Femeie, venim. Din nou, puțin mai tare. Vară, acum, de sfârșit de vară. Femei, venim. Din nou, mult mai tare. Vară, acum, de sfârșit de vară. Vară, acum, de sfârșit de femei, venim. Cu sufletul plin vin la tine și te rog, nu-ți aminti nimic din ce-am visat azi noapte și nu ți-am spus. Prin mine trec sârme reci pe care odihnesc graurii din livada cu vișini. La întâlnirea cu un corp străin, degetele mele se fisurează. Eu nu sunt puternic, doar că mă trezesc mai devreme și mi-ascund cârjele în lift. Când se deschid ușile, arăt că am găsit un motiv pentru care să-mi încalț ghetele bune și să le folosesc. Fiecare gură de aer îmi schimbă înfățișarea. Eu sunt George. M-am închis aici de bună voie pentru că nu am știut cum altfel să mă apăr. Lupt cu o amorțeală ce vrea să pună stăpânire pe mine. Fiecare mișcare e o mică victorie, un teren câștigat. Zgomotul alb se apropie. Mâinile una de alta se frâng răbdătoare, nu vor lăsa nimic să se piardă. Aici totul îmi este de folos. Chiar și golul care s-a adunat între noi. Ce mai e poezia azi? Ce mai e poezia azi? Da. Multă lume spune că se mai scrie azi poezie, se mai citește azi poezie. Da, niciodată nu se dispară treaba asta. Nu se dispară nici scriitorii de poezie, nici cititorii de poezie. Și dacă se vorba mai înainte de puterea poeziei, nu?
recunosc, adică poate nu e atât de mare acum încât chiar să-ți schimbe comportamentul sau unele gesturi sau unele lucruri, dar tot ce contează acum când știi este publicul ăsta atât de amorțit, e amorțit rău de tot, ai impresia că o să adoarmă când te citește sau când citește ceva în general. Cred că tot ce contează este să-l faci să se gândească la multe chestii. Și cred că acum poezia încă mai are puterea asta. Adică să ajungă la cititor, să-i dea de o palmă și să-i spună măcar lucrurile stau așa, stau așa, stau așa, dar măcar gândește-te la asta. Încă mai sunt niște chestii la care trebuie să te gândești. Sau poate că lucrurile nu stau chiar așa. Nu știu despre ce vorbești, dar poezia nu cred că poate sau trebuie să spună că lucrurile stau așa sau dar chiar. Mă refer la mesaj, vorbeam despre puterea poeziei care o are. Cum ai întrebat, cum am tras aer foarte adânc în piept, nu știu ce răspuns pot să dau. Uite, în gesturi așa pot să vorbesc. Ce mai e poezia azi? Nu știu ce să spun, uite sincer spun. Tu nu spui problema asta? Pentru tine ce e poezie? Când zici tu că e poezie? Așa de cuvinte de-astea mari. Nu poezia, poezie. Ce e poezie sau poezie? Poezie. A. Ce mai e poezie azi? Bă, nu știu, uite, mai prins într-un vol de idei. Să spun acum, mă uit în ăsta, în cornet, așa. Ce-i poezia azi? Până la urmă, ce-a fost și ieri. Într-un fel. Altceva mai deștept, acum nu pot să spun. Da, dar mai am o întrebare. Zi, cât este ceasul, sper, sau ceva de genul ăsta, pot să spun. Zi. Ce putere mai are poezia azi? Păi are puterea pe care a avut-o dintotdeauna, cea mai mare putere. Și asta o resimți tu în viața ta dacă realmente simți că bagi vitamine când scrii uneori și dacă după ce scrii și dacă și fumezi când bei lapte simți că parcă ai ieșit din mine. Pui calciul la loc în timp prea, aia e puterea poeziei. Când ai folosit ultima dată puterea asta a poeziei? Ultima dată? Era, cred că acum 200 ori și îmi pare că era ora 21 și 36 de minute. Adică, la început de noapte. Nu știu. Asta e scris. Ce e poezia pentru mine? Azi. Ce mai e poezia, da. Ce mai e poezia în general astăzi? Stai că n-am înțeles nimic. Da. Păi e multă poezie astăzi. Formă de a fi, formă de a spune, de a expune. E mai multe. Mai multe deodată sau numai un lucru. Asta depinde. Mai are azi poezia vreo putere? Dacă mai are poezia vreo putere, absolut. Ce fel de putere? Mai multă putere. O putere și de structurare, și de destructurare, de formare, de deformare, cu toate conotațiile, cred, preponderent pozitive. Ce mai are poezia azi? Păi asta, ce crezi că știu? E ce a fost mereu. Poezia este ceea ce scrie poetul. Nu e nimic altceva mai mult sau mai puțin. Mai are poezia vreo putere azi? Da, aceeași pe care a avut-o în contemporaneitate, fiindcă înainte era mult mai puternică. Dacă erai poet în timpul trubadurilor sau truverilor, erai cel mai tare. Te duceai la geamul iubitei, ziceai un poem, erai făt frumos. Acum, da. Poezie este... Forța poeziei este mai mult în una ideatică decât una... Când ai folosit ultima dată forța poeziei? Păi, poezia, în primul rând, mă ajută pe mine ca poet. Când scriu, atunci o folosesc de fiecare dată. Fiindcă poezia pe care o scriu
îmi dă forță așa cum eu și ea. Deci atunci, de fiecare dată când am scris o poezie, am folosit forța ei. Ultima oară, concret, am simțit că e foarte puternică când am scris poezii despre taică-meu, care nu mai este. Atunci, într-adevăr, am simțit o forță pe care nu o bănuiam. Atunci, da, concret, foarte concret a fost. Mai bine tu. Văd tineri cu Che Guevara pe piept, tatuați cu Che Guevara, lideri politici cu Che Guevara pe tricouri, oligarhi cu Che Guevara pe portofel. Cântăresc Che Guevara, poiesc Che Guevara, cei de Che Guevara. Veneam la lucru și un bătrân aurolac dormea dus sub o bandă, sub o bancă din parcul de alături. Iar Che Guevara de pe tricoul lui îi veghea somnul, îi liniștea visele, îi pregătea gânduri limpezi, amintiri frumoase, pline de viață, speranțe mincinoase, tineri, cu Che Guevara în cap, Che Guevara care omora copii. Decât ce mai bine Lenin, decât Hitler mai bine Lenin, decât Stalin mai bine Lenin, decât Lenin mai bine Jim Morrison, decât Jim mai bine Jerry, decât Jerry mai bine Henry Miller, decât Henry mai bine uită-te în jur, la părinții tăi, la prietenii tăi, la colegii tăi, la țara în care trăiești, la orașul în care ești, uită-te în jurul tău și gândește-te la tine. Gândește-te un pic mai mult la tine, gândește-te la tine. Ziceam că e bun un steak, frate, visez? Așa ceva nu se poate să se întâmple în realitate, zic. Ba, se poate, bestiala. Băi, am făcut ochii mari. Cred că mi s-a zbulit și părul pe braț. Nu te-ai așteptat, hai? Am mai înghițit odată o tură în steak și am preguit ceva de genul. Ce stație a fost? Și pe urmă am înțepenit. Sunteți curios sau ce vă fute grija? Mă la Becleanu mai câteva ceasuri, dacă vrei să ajungem imediat. Vrei? Bă, era să fac cu mine. Și ca și cum mi-ar fi citit memoria, zice, a fost câmpia Turzii. Clipa următoare și toate o cutie de farduri. Văd, că și pâlguie, seama, o deschide, se uită ochii mei și suflă.
cutie, moaca mea, un fel de praf răzui. O molșală mă cuprinse, percepeam perfect realitatea, dar neagră, noi, realitatea din realitatea asta a mea. Tipa începe să vede într-un mod particular cum n-am mai ajut pe nimeni. În orice caz, eram în râs. Cum n-am mai auzit râzând. Mă ciupește de obraz. E simpatic, știi? Mă cheamă Serena. Sunt din Mehedin și îmi place să călătoresc. Ia mâna în mâinile ei. Și nu pot să spun ce am zis. La nebunie cu acceleratul ăsta. Nu degeaba îi spuie foamea. Mie, mie, ție. Nu mai treceam printr-o haltă când i-am văzut la Pec Dantura. Și asta e. Gândeam. S-a zis cu mine. Stai, acum începe cu adevărat aventura. Ieșea un tubuleț ca alea de perfuzii, de sub geaca de piele. Vrei să-l guști puțin de aici? Puteam să fac ceva? Și îmi bagă în gură tubulețul ăla. Ia de aici. Avea un gust ciudat de bragă, parcă în fine. O să insist că nu pot să-l descriu. E bun, nu? Înghițeam, fără să... Vreau, pe bune. Să fiu alabil de nu știi ce vrei. Normal că nu. E vampir power. O combinație sânge vampiresc cu celule stem. Nu-l energizat. Alea își dau viață pentru el. Nu-i așa că e amuzant? Poate pentru ea. Festivalul Dreptate. Nu mai știam de mine. Eram trecut pe halucinații când mi-ai scos tubulețul și cu limba mi-a șters ultima picătură ce se prelingea pe barbă și pe urmă. Aici mi se canu pe film. De fapt și mie mi se canu pe film. Parcă frutea prin compartimente deasupra mea. Când și-a rupt sutienul, nu mai vedea nimic. Atât am auzit. Sunt pe ciclul albastru puișor. Și-am simțit cum sărutul ei am acoperit jumătate de cap. Când m-am trezit era ziua. Simțeam că sunt ușor, aproape de afară, când cineva se apropie și încioră un foc. Eram în gara din Betlea. E acum începutul. Locuim la Bistriț, deasupra mării, la 2 ani lumină de ceva foarte, foarte fragil. Am crescut mari și acum că suntem oameni mari, îngrijim și iubim o fetiță. La oamenii mari, dimineața e altfel. Doar din reflex mai ducem acum ceașca la gură. Și doar un caimac prăfuit mai suflăm înainte de a ne preface că bem. Iar fumul iese din țigară numai dacă învârtim de cheiță. Fumul acesta de duș în care fetița nu se poate lovi. Da, am crescut mari. Și ca la toți oamenii mari, și la noi corpurile folosesc doar ca să ne recunoască fetița. Și doar pentru a înainta cât de repede înspre ea. Niște mecanisme sigure de îngrijit mare. Așa e începutul. Și la început, dragostea e când faci ceai la ricol, când n-are febră fetița, când zice Tlinda, stai liniștit că-i dau eu laptele și o învelesc și o plimb eu. Căci la oamenii mari e cu totul altfel. După 2 ani, capul lor e mereu învelit într-o fașă de lemn.
iar sub burți nu mai găsești decât un foarte mic loc pentru baterii. Și oamenii mari, doar cu baterii dintre astea, mai pot trăi unul lângă altul. Și doar dacă e măcar un copil distanță între ei. Ce mai e poezia azi, Dan Coman? Ce-a fost întotdeauna? Nu e nicio diferență. Diferența e. Că astăzi pot să fii cunoscut dacă scrii poezie. Pe vremuri. Și azi, mai are vreo putere azi poezia? Are putere foarte mare. Ce fel de putere? Nu, astăzi nu. Deci, putere... Astăzi, dincolo de orice alte discuții, pe mine mă interesează puterea socială. Asta e puterea socială, să te facă cunoscut, nu? Pe mine asta mă interesează. Asta vreau. Mulțumesc. Dar se compară cu felul în care ai fi cunoscut ca rockstar? Deocamdată da. Dar sunt convins că se poate egala. Mulțumesc. De ce ziceți că a fost un vimo acasă? Hai că vreau să vă mulțumesc. Unde este poezia inocentă? Am avut parte de o lecție de anatomie. Și de obicei ascultați poezie? Prefer proza, în general. Uh-huh. Mersi mult. Cu multă plăcere. Cum vi s-a părut? Nici nu mă prea pricep eu foarte mult și nici, să zic, pasiunea mea pentru poezie nu-i nici cultivată și nici... exagerat de... Nu știu cum să mă exprim. În fine, ideea e că poemele mie mi s-au părut un pic cam abstracte. Sigur, fiecare în sine are originalitate și... Dacă... Până la urmă, fiecare scrie ce simte, cred. Și marea majoritate a poeziilor vorbesc despre moarte, despre... Ori pentru mine, nu știu, poezia e un pic mai luminoasă, un pic mai inocentă, un pic mai... Nu știu, asta e părerea mea, cum fiecare percepe poezia în felul lui. V-a lăsat puțin nemulțumită lectura? Mă așteptam la altceva. Un pic la altceva. Și probabil că... Nu știu dacă se va schimba, dar probabil că voi mai participa să văd o eventuală evoluție. Sau poate că voi cultiva eu mai mult spiritul acesta pentru... poezie și voi înțelege altfel stările celor care scriu și care sunt pasionați de poezie.